Suntem cu doamna primar în verificare la lucrările de reparație capitală a grădiniții numărul 24 din Colonița și vreau să spun că sunt plăcut surprins de mersul acestor lucrări și sper eu că de la 1 septembrie doamna primar poate invita împreună cu locuitorii Coloniții cei 144 de copii într-o încăpere absolut nouă, foarte bine amenajată, cu teritoriu extins, cu toate cele necesare dotate, începând cu terenuri de joacă pentru copii și finalizând cu pavilioanele care pot fi destinate diferitor activități, terenuri iarăși improvizate pentru spații care trebuie să fie utilizate afară sau în interior. Ați văzut și sala de festivități extraordinar de bine amenajată. Vreau să aduc pe această cale, în primul rând, mulțumiri doamnei primar și, în al doilea rând, tuturor celor care contribuie la nivel de municipalitate. Au fost alocate aproximativ 4,5 milioane lei din bugetul municipal. Mai avem de compensat pentru lucrările care urmează să fie spre finisare 1,2 milioane lei. Sper că această sumă putem să o identificăm în timp restrâns sau la eventuală rectificare. Așa cum spuneam anterior, pentru toate suburbiile avem prioritate. În primul rând, instituțiile educaționale, asta înseamnă grădiniți, școală, după care sistemele de produs și canalizare, drumuri de acces și transportul public. Eu vreau să zic că ceea ce am văzut și ceea ce ați văzut și dumneavoastră pare a fi frumos, bine amenajat, chiar dacă sunt unele lucruri mici, mărunte de corectat. Ceea ce am discutat cu antreprenorul, aceste lucruri vor fi corectate. În proces de construcție se mai întâmplă că mai avem unele aspecte mici. Asta este peste tot, dar din discuția cu antreprenorul și discuția cu doamna primar, toate lucrurile care par la prima vedere că ar fi poate nu la locul lor, vor fi înlăturate ca să arate totul foarte bine. De doamne să avem grădiniți de acest gen în toate localitățile din Republica Moldova, dar și în municipiul Chișinău. Vreau să mai spun că altă grădiniță este o grădiniță exemplu. Dacă veți merge, dacă veți merge în cealaltă grădiniță, veți vedea că este un model la care ar fi bine să tindă orice primar, orice director de instituție educațională și zic eu că lucrurile sunt frumoase și sper ca toți copilașii care vor veni să poate de beneficia de acest confort, pe de-o parte educațional pe de-a, și didactic, pe de-altă parte de infrastructură nemijlocit. Da, doamne, cât la sută din lucrările s-au realizat? Deci, practic 85% sunt executate, deci până pe 15 august vor fi executate toate lucrările finisate, numai dacă primim suport financiar, deci atunci chiar bine o să meargă. Vreau să vă spun că această grădiniță am fost și eu copil, am mers în această grădiniță și reparații capitale n-au mai fost niciodată. Acum noi am schimbat toate rețele. Cineva spune că sunt niște lacuni, sunt lacuni foarte mici, dar lucru de bază, schimbarea rețelilor, apeduct, canalizare, lumină, absolut tot ce sunt noi. Mai mult ca atât, noi ne-am extins. Copiii unde activau înainte și dormeau și activau, deci acum copiii au dormitor aparte. Eu s-o cot că este un factor foarte bun, deci este și la amenajare ne-am gândit și la măsuri extracurriculare și la măsuri care pot petrece la aer liber. Deci am prevăzut tot absolut. Sperăm de acuz avem copii, discipuli, cu minciori, deștepți și îi așteptăm cu mare drag. Vreau să vă zic că această grădiniță
Am mai avut o reparație capitală, dar acoperișul este schimbat total. Deci nu a fost, n-am avut acoperiș. Deci fasada este făcută acum. Tot ce ține de aspect exterior, deci și interior, este acum făcut. Că atunci am făcut-o ca să deschidem, că altă grădiniță n-am avut. A fost grădinița Academiei Picilor, care a fost luată de la sat. 4 ani ne-am judecat, am întors-o înapoi, dar copiii, 500 de copii, mergeau aici. Deci, ca să înțelegeți, la noi copilul se naștea și venea și depunea mama cerere ca să fie primit la grădiniță. Acum nu mai este așa. Este un pic altă situație. Da, deci dacă observați, de cum am procurat ceva terenuri de joacă, nu le instalăm pentru că trebuie să le vedem pe toate și atunci să le repartizăm la toate 6 grupe. Adică o să fie amenajat câte un teren la fiecare Exact, la fiecare grupă să aibă acces fiecare copil în egală măsură. Dacă să ne spuneți ce lucrări mai urmează să fie. Deci acum se lucrează la sala festivă, mai avem încă o grupă de lucrat și la cantină. Cea mai mare parte de lucrări, plus amenajarea. Amenajarea, tot ce ține de construcții masive, s-a făcut. Merge, urmează amenajarea cu iarbă, plantare, terenuri de joacă, curății, adică niște lucruri mai simple, să zic.